Ce au făcut Iulia Albu și Mike după ce s-au despărțit? Concurenții de la America Express au fost separați o lună și jumătate, m-am plictisit. -o. Iulia Albu și Miche au decis să se despartă după ce s-au întors din America Express. Bărbatul a plecat din locuința vedetei și s-a mutat singur, iar aceasta a recunoscut că a făcut numeroase activități pentru a-și ocupa timpul. Fashion designerul a început să redecoreze casaștera sa, motiv pentru care și-a achiziționat tuia, arbore de care să aibă grijă. Iulia Albu și Miche formează un cuplu de peste șapte ani, iar participarea la competiția America Express i-a făcut să-și dorească despărțirea. După ce s-au întors în România. Cei doi au stat despărțiți o lună și jumătate, apoi s-au împăcat când s-au revăzut, acasă la vedetă. O iubesc pe Iulia. Iulia Albu și Mike au demonstrat de ce sunt capabili în competiția America Express, însă, relația lor a avut de suferit. Cei doi s-au certat foarte des din cauza probelor solicitante pe care le aveau, iar când s-au întors în România, au decis să se despartă. Bărbatul a mărturisit că nu competiția a fost cea care i-a despărțit, ci bunul simț. Cei doi au avut nevoie de un moment de introspecție în care să-și dea seama de nevoile pe care le au. După o lună și jumătate au decis să o ia de la capăt împreună. O iubesc pe Iulia și nu cred că America Express sau altă experiență ar fi trebuit să ne dezbine. Cu toate că am avut un moment în care am fost separați. Nu cred că ne-a separat America Express, ne-a separat bunul simț și un moment de repaus. Am avut amândoi un moment de introspecție. Eu mi-am luat perna și am plecat, a spus Miche la podcastul moderat de Romica Țociu. Iulia Albu a considerat că despărțirea este definitivă Tensiunile din America Express i-au făcut pe cei doi să-și spună adio după ce s-au întors în țară Iar Iulia Albu a considerat că acela este finalul pentru ei Vedeta a mărturisit în cadrul podcastului moderat de Romica Țociu că era cu Parastas în urma despărțirii Cei doi au fost supărați și au avut momente de introspecție cu privire la tot ce s-a întâmplat între ei Iulia Albu a recunoscut că se plictisea de una singură și îi simțea lipsa partenerului ei, motiv pentru care a început să redecoreze locuința. Era cu Amin, era cu parastas atunci. Ne-am împăcat într-o secundă. Am fost supărați mult timp, dar la un moment dat ea a fost așa obositor. A trebuit să redecorez că mă plictiseam singură. Mi-am luat tuia. Nu mai era el să-mi gătească și să aibă grijă de mine. Așa, pe mijloc, era o problemă, a povestit Iulia Albu la podcastul moderat de Romica Tsociu. Vedeta a făcut primul pas spre fostul iubit și i-a cerut să vină la ea acasă. Făcând și o glumă, Miche a mărturisit că s-au împăcat imediat ce s-au văzut. Iar de atunci, lucrurile s-au schimbat între ei.